Mă numesc Anastasiu Dorean. Am început activ să comunic despre tot ce se întâmplă în mediul înconjurător la noi în sat. Iar în final... este respectul față de mediu. De aici reiese că respectând pe sine, respectând mediul, vom avea și o localitate mai prosperă. Și oamenii vor fi mai fericiți. Acestei lumi, acestei galaxii, dacă vreți, depinde cum ne raportăm la această lume. Așadar, dragii mei, vă felicit cu această importantă sărbătoare, Ziua Internațională a Tinerilor. Voi sunteți schimbarea, de aceea astăzi am găsit un titlu foarte frumos pentru evenimentul nostru. Este vorba de titlul Celebrăm Tinerii, Ambasadori ai Schimbării. Ne bucurăm să fim prezenți aici și să vă știm alături, dar și să-i știm alături pe delegații tinerilor din regiunile țării, cei care fac ceva pentru ca schimbarea să se întâmple cu adevărat. Nu doar în vorbe, dar și în fapte. Evenimentul de astăzi este în transmisiune live pe pagina de Facebook a rețelei centrelor de tineret, UNFPA Moldova și privesc.eu. De aceea salutăm pe toți cei care în aceste momente ne urmăresc, sunt cu ochii pe noi și abia așteaptă să audă vocea tinerilor. Vă încurajăm așadar să dați share, să distribuiți acest eveniment, astfel încât mai multă lume, tineri și nu doar tineri, tineri cu un suflet, să privească evenimentul și să rezoneze cu tot ce se întâmplă astăzi aici. Ziua Internațională a Tineretului este celebrată în fiecare an pe 12 august. Această zi are scopul de a atrage atenția opiniei publice asupra potențialului tinerilor din întreaga lume și de a mobiliza resurse și acțiuni pentru susținerea acestor tineri. În Republica Moldova, aproape fiecare a treia persoană este tânără. Da, este de fapt o statistică destul de îmbucurătoare și are vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Așadar, cei care au împlinit 14 ani și încă nu au trecut de pragul de 35 se pot considera tineri. În Republica Moldova, Fondul ONU pentru Populație, împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Biroul de Cooperare al Elveției, având la bază o colaborare strategică pentru dezvoltarea rețelei centrelor de tineret, susține participarea tinerilor la nivel local, la nivel național și la nivel global. În acest context, cu prilejul Zilei Internaționale a Tinerilor, UNFPA Moldova vă prezintă exemple de succes ale tinerilor, care se implică la nivel local, la nivel național, fiecare în comunitatea lui, astfel încât să se producă schimbări, schimbări spre bine. Astăzi, mai mult ca niciodată, în acest eveniment va fi pusă în valoare, vom fi focusați pe ceea ce fac tinerii zi de zi pentru ca viața în Republica Moldova, viața în țara lor să fie mai bună. Astfel devenind exemple și mentori, treneri pentru tinerii care urmează să se implice activ în viața de zi cu zi a comunităților. Vreau să ofer oportunitatea partenerilor și aliaților tinerilor din Moldova să vină cu un scurt mesaj de salut pentru participanții evenimentului, dar și pentru toți tinerii din țară. Așadar, ofer cuvântul lui Simon Springet, coordonatorul rezident ONU în Republica Moldova. Aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Vă salut foarte mult la sărbătorirea acestui eveniment foarte important, Ziua Internațională a Tinerilor, în recunoașterea faptului, rolul important pe care îl joacă tinerii în lume și faptul că ei reprezintă Agenția Schimbării. Moldova,
și tinerii, spunem că reprezintă practic 30% din populația Moldovei și voi puteți fi cei care generați schimbare, cei care sprijină dezvoltarea durabilă, care vin în sprijinul drepturilor omului, egalității de gen și liderismului. This year on International Youth Day, we are celebrating young people as ambassadors of change for sustainable development. And fortunately, in Moldova, we really have no shortage of ambassadors. Și în acest an, în contextul acestei sărbători, sărbătorim tinerii ca ambasadori ai schimbării pentru o dezvoltare durabilă. We're also celebrating young people and youth-led organizations who are committed to transform our communities. De asemenea, sărbătorim tinerii și organizațiile conduse de tineri ca organizații care susțin schimbările. Youth in Moldova have shown time and time again that you have the energy, innovation, and knowledge to support your communities and to assert your rights. You continue to mobilize for a greater good, which is both very humbling and impressive. Tinerii au demonstrat în repetate rânduri faptul că au suficiente cunoștințe, inovații ca să mobilizeze comunitățile, ca să susțină drepturile lor. Și acest lucru este impresionant. At the United Nations in Moldova, we are strongly committed to listening to the voices of young people and opening pathways for meaningful participation in the decisions that affect them and their future. Și în ca organizație a Națiunilor Unite în Moldova, suntem avem un angajament puternic pentru a asculta vocile tinerilor și de a le deschide calea spre participare și exprimare lor. Today, I am glad to officially present the newly appointed UN Adolescents Youth Advisory Panel composed of 12 young people from across the country. Și astăzi am o plăcere oficială să prezint un consiliu consultativ al tinerilor reprezentat de 12 tinerilor și adolescenților reprezentat de 12 tineri și adolescenți din toată țara. The role of this panel is to advise the United Nations in Moldova as we support the government to develop programs and activities in our collective promise of delivering the 2030 Agenda for Sustainable Development. Rolul acestui panel sau consiliu al tinerilor este să ne ofere consiliere în procesul nostru de susținere a guvernului Moldovei de implementare a angajamentului nostru colectiv de realizare a Agendei 2030. Many of the panel members are online today, so I would like to welcome them once again to the United Nations family. Și aș vrea să-i salut încă o dată, să le spun bun venit în familia Organizației Națiunilor Unite. And to conclude, both the United Nations and I truly believe that youth are the most important agents of change in any society. And I think you will agree after you hear the stories of the youth who will speak during the course of this celebration of International Youth Day. Thank you. Și în încheiere aș vrea să spun că atât Organizația Națiunilor Unite întregime, cât și eu personal consider că tinerii sunt cei mai importanți agenți ai schimbării în societatea noastră și veți convinge cu atât de asta când o să auziți istoriile acestor tineri care vor fi împărtășite în timpul celebrării Zilei Internaționale a Tineretului. Vă mulțumim frumos! Domnul Simon Springet, coordonatorul rezident ONU în Republica Moldova, vă mulțumim și ofer cuvânt Latike Meske Prathan, reprezentantă adjunctă UNFPA Moldova. Vă invităm la microfon. Good morning. Dear young people, dear partners, distinguished guests, happy International Youth Day, and it's my pleasure to welcome you all in this very important UNFP event to celebrate the power of young people to bring positive change in the communities and promote social good. Bună dimineața, dragi tineri, parteneri, stimați oaspeți, felicitări cu Ziua Internațională a Tineretului. Este o plăcere să vă spun bun venit la acest important eveniment al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care are drept scop de a celebra puterea tinerilor, de promovarea schimbărilor pozitive. So by hearing real examples, we'll witness today how young people contribute to solving global issues such as climate change resilience.
Și astăzi, ascultând exemple reale, vom fi martori cum, la faptul cum tinerii pot contribui la rezolvarea unor probleme globale, ca de exemplu legate de reziliența la schimbările climatice. Promote healthy behavior and prevent risk among their peers. Să promoveze comportamente sănătoase și un stil de viață. Set up youth centers to mobilize young people, fight gender stereotypes and volunteer to build social cohesion with older generations. Să creeze o mobilizare, să lupte cu stereotipurile de gen și să asigure o coeziune a generațiilor în țară. Yes, so young people are the ones who create solutions, who are passionate, who are activists and who are also leaders. So, dear friends, I'm really honored to welcome today's event, Young People, the ambassadors of change from different regions of Moldova, as well as development partners who are there to support these young people to realize their full potential and materialize the energy and creativity for their social good. Și de aceea tinerii sunt cei care vin cu soluții, care sunt pasionați, sunt activi, sunt lideri și este o onoare să vă spun bun venit la acest eveniment tinerilor care sunt ambasadori schimbării în regiunile lor, dar și partenerilor de dezvoltare care sprijină tinerii în realizarea potențialului lor de plin. So, thank you, Ministry of Education, Culture and Research. Thank you to the Swiss Agency for Development and Cooperation, our partners, long-standing partners of UNFPA, UN agencies, RCO office, to really realizing and materializing these changes in young people's lives through the support in Moldova. Și aș vrea să mulțumesc Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biroului Elvis Antru de Dezvoltare și Cooperare, care e un partener de durată a Fondului ONU pentru Populație, Biroului reprezentantului coordonatorului rezident de țară Organizațiilor Națiunilor Unite pentru tot sprijinul care l-a acordat pentru materializarea potențialului tinerilor. So the network of youth centers was set up in 44 communities of the country, which became significant stepping stones to achieve the youth strategy priorities and improve their access, young people's access to quality services for their development. Și crearea rețelei de centre de tineret în 44 de comunități din țară reprezintă pași importanți în realizarea priorităților strategiei de tineret, care are drept scop sporirea accesului tinerilor la servicii de calitate. So, in UNFPA, we believe that young people are the future and drivers of change in Moldova and worldwide. And our aims, actually our tagline says that young people's potential fulfilled. So we really want to see, and we have seen in the past as well during the COVID-19 pandemic, that young people had actually really have been mobilized to step up and support the older generation to cope up with the social situation, isolation, and bring that resilience in the community. Noi la Fondul ONU pentru Populație considerăm că tinerii sunt viitorul, tinerii sunt reprezintă agenții de schimbare în Moldova, dar și peste tot în lume. Și scopul nostru este ca tinerii să-și realizeze pe deplin potențialul. Și am văzut toți care este potențialul tinerilor. În timpul pandemiei de COVID-19, tinerii s-au mobilizat, au acordat sprijin generațiilor de vârstnici, în timpul i-au ajutat să depășească perioadele de izolare și au creat reziliența. So I would like to say that sky is the limit for young people, so you just need that guidance and support required to realize your potential and avoid risky behavior, demonstrate activism and civic engagement. Și aș vrea să spun că nici cerul nu vă este limitat, dragi tineri, doar aveți nevoie de ghidare, aveți nevoie de sprijin pentru a evita comportamentele riscante și pentru a da dovadă de activism. So for the UN, it's our joint commitment to embed young voices and activities working principle with UN Family in Moldova really commits to working with the youth. And on behalf of UNFPA, I want to reiterate our commitment to stay and support the young people and their development in the country. And as our resident coordinator already mentioned, that one third of the country is youth, and we really want to see the potential being fulfilled
They are in a safe and harmonious development situations. They have access to services, quality services, schools. So I'm thrilled to be here today, and I look forward to hearing their inspirational stories, which will definitely motivate other peers and other young generations in the country. Și aș vrea să reiterez, adică noi pentru Organizația Națiunilor Unite vrem să, scopul este să încorporăm vocile tinerilor în activitățile pe care le desfășurăm și în numele Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, aș vrea să reiterez angajamentul nostru de a susține tinerii ca ei să se dezvolte în armonie. Și după cum am spus și coordonatorul rezident, o treime din populația Moldovei sunt tineri și noi vrem ca acești tineri să-și realizeze pe deplin potențialul. Noi vrem ca ei să se dezvolte în mod armonios și sigur. Vrem să aibă acces la servicii de calitate. De aceea sunt încântată să fiu prezentă la acest eveniment astăzi și aștept cu nerăbdare să ascultăm istoriile pline de inspirație ale tinerilor care sunt sigură că vor motiva și pe alții. Yes, in conclusion, congratulations and happy International Youth Day once again. Thank you. Citări încă o dată cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Vă mulțumim frumos, Leatica Maschi Pradean, reprezentant adjunct UNFPA Moldova. Organizația Națiunilor Unite reprezintă un partener durabil în parcursul de dezvoltare a sectorului de tineret din Republica Moldova. În acest sens, în premieră pentru Republica Moldova a fost instituit Comitetul Consultativ al Tinerilor pe lângă ONU, structură care vine să consulte agențiile ONU în implementarea agendei de dezvoltare durabilă și suport pentru Moldova. În continuare, vreau să-l invit cu un mesaj din partea Ministerului Educației și Cercetării pe Marcel Marin, șef direcția Tineret. Da? Vă rugăm. Bună ziua tuturor! Hello everyone! Dear colleagues, dear friends, I am glad to be here today, first of all, next to you on this podium. It's a pleasure when the young people are the ones that are here, and I will ease the work of interpreter and I will speak Romanian, so it will make our intervention shorter. Thank you to the partners that organized this event, because it means that by joining our efforts, we managed to invest in young people and achieving the results that are necessary so that they can be here and benefit of the services that you have also mentioned before, so that they can have policies that they can rely on in order to develop multilaterally here and to be able to stay here, to build a future here, and contribute to our societal development. Astăzi este o zi în care voi sunteți în prim plan, dar mâine venim cu provocarea să participați la construcția acelui viitor despre care vorbim cu toți, la atingerea acelor obiective de dezvoltare durabilă. Pentru că procesul de participare nu este doar consultare, nu este nevoie doar de opinia dumneavoastră în elaborarea și implementarea politicilor. Este nevoie de participarea dumneavoastră zi de zi. Pas cu pas putem atinge acele obiective și putem rezolva acele probleme care fac viața tinerilor aici să fie puțin mai grea decât noi cu toți ne-am fi dorit să fie. Din nou, felicitări la toată lumea cu această minunată zi. Eu sunt, cred că, pentru prima dată, sau este primul eveniment de tineret în care sunt în calitate de reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării, dar asta nu schimbă absolut nimic din abordarea noastră. Noi suntem în continuare committed să continuăm politicile noastre și să promovăm lucrurile bune pentru tineri. Știți cu toții unde ne găsiți. Vă așteptăm mereu să vă implicați alături de noi în dezvoltarea celor politici despre care am vorbit. Felicitări tuturor și să vedem mâine ce aduce. Vă mulțumim mult! A fost domnul Marcel Marin, șef direcția Tineret, iar acum ofer cuvântul Vesnei Roc, directoare adjunctă Biroul de Cooperare al Elveției în Moldova. Vă invităm! Good morning to all of you. I am very pleased to participate on behalf of the Swiss Agency for Development and Cooperation to this International Youth Day, organized jointly by the Ministry of Education and UNFPA. Bună dimineața tuturor! Este o plăcere pentru mine să particip în numele Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare la acest eveniment de sărbătorire a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat în comun de către Ministerul Educației și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. All projects supported by Switzerland in Moldova
promote human rights, gender equality, social inclusion, and civic engagement, based on the principle of leaving no one behind. Toate proiectele pe care le sprijină Elveția în Moldova promovează drepturile omului, egalitate de gen, incluziune socială, implicare civică, pe baza principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă. These are indispensable elements for poverty eradication and equitable development. They are also a way to harness the human potential of the country. Și acestea sunt elemente indispensabile pentru eradicarea sărăciei, dezvoltarea egală și pentru realizarea potențialului de plină dezvoltare al țării. Adolescents and young people are real agents of change. They are very capable, very innovative when it comes to promoting civic engagement in their communities. Adolescenții și tinerii, într-adevăr, sunt agenții ai schimbării. Sunt foarte capabili și inovativi atunci când vine vorba de promovarea implicării civice în comunitățile lor. Switzerland supports the implementation of the new civic education curriculum and opportunities for adolescents and young people to apply the acquired knowledge and skills in the practice. Elveția sprijină implementarea curriculumului cu privire la educația civică în Moldova și, de asemenea, oportunități pentru tineri ca să aplice în practică cunoștințele și competențele pe care le capătă. The project implemented by UNFPA, together with the Ministry of Education and with the financial support from Switzerland, stimulates civic participation of young people at the local level. Iar proiectul implementat de comun de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Ministerul Educației cu sprijin financiar al biroului al Agenției de Cooperare și Dezvoltare din Elveția sprijină implicarea civică a tinerilor la nivel comunitar. The project also consolidates the partnership between schools and youth centers and between teachers and youth workers. Based on this partnership, more than 20 community level youth civics initiatives are implemented every year. Proiectul vine să sprijine interacțiunea sau consolidarea relației dintre școală și centre de tineret, dintre profesori și lucrători de tineret. Datorită acestui proiect, în fiecare an sunt implementate peste 20 de inițiative de tineret. At the policy level, in 2020, Switzerland supported the evaluation of the National Youth Sector Development Strategy. This year, we assist the Ministry of Education in the development of the new National Youth Strategy, along with the support to regional authorities in developing 6 district and municipal level youth strategies. La nivel de politici, în anul 2020, noi am sprijinit procesul de evaluare a strategiei naționale privind dezvoltarea sectorului de tineret, iar în anul curent sprijinim elaborarea noi strategii de sector și, de asemenea, sprijinim și autoritățile regionale pentru elaborarea 6 strategii praionale și municipale pentru dezvoltarea sectorului de tineret. We hope that these documents will reflect the real commitment of authorities at different levels to actually promote important development in the youth sector. Și sperăm că aceste documente vor reflecta angajamentul real al autorităților de a promova dezvoltarea sectorului de tineret. And as the National Youth Agency has been created and its regulatory framework approved, Switzerland and UNFPA stand ready to provide the necessary support and expertise to strengthen the institutional capacity of the agency. Și așa cum a fost creată Agenția Națională pentru Tineret și a fost aprobat cadrul normativ ce o vizează, Elveția și Fondul Național pentru Populație, suntem gata să sprijinim dezvoltarea instituțională a acestei organizații. And finally, I would like to congratulate you all for your dedication and hard work, especially in those challenging times during the pandemic, and I wish you all a very successful event. Thank you. Bine, aș vrea să vă felicit pe toți cu ocazia acestei zile și să vă mulțumesc tuturor pentru devotament și lucru intens pe care l-ați realizat în această perioadă plină de provocări în timpul pandemiei. Doamna Vesna Roc, directoare adjunctă Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Așadar, astăzi 6 fete, 6
fete și băieți din Republica Moldova vor împărtăși cu noi experiența personală de implicare în diverse domenii, demonstrând cum prin acțiunile lor concrete produc schimbări la nivel local, la nivel de comunitate. Să-i vedem și să-i ascultăm. Așadar, Dorian Tanasiuc. Bună, Dorian! Vreau să te întreb, de ce crezi că este important totuși să dezvolți comunitatea pe cât de mult posibil și să demonstrezi respect în ceea ce faci, mai ales pentru mediul înconjurător, pentru că știu că anume de aceste aspecte ești pasionat în mod deosebit. Nu e nicio problemă. Deci, din câte știți, sunt ambasador media pentru obiective globale. Ce este asta? Ambasadorii au, obiectivele globale au fost create pentru a asigura pacea și a face ca oamenii să nu mai fie în sărăcie și totul să fie în prosperitate. Deci, eu aș vrea să vă întreb, v-ați gândit vreodată cum puteți să vă faceți mai fericiți? Eu, ca un tânăr foarte... foarte activ. Pot să vă spun că eu când văd un mediu curat și îngrijit, în special când știu că am contribuit eu la asta, mă face pe mine să fiu și mai fericit. De aici pot să vă spun că ne-am adunat un grup de tineri să facem curat în pârâul satului nostru. Când am ajuns acolo, am văzut că erau foarte multă mizerie. Nu vă pot spune că începutul mereu este greu. Noi, la început, credeam că nu o să mai terminăm. Dar, într-un moment, pot să vă spun că nu doar noi putem face o schimbare, dar, în schimb, noi, ca un grup de tineri foarte activ, am început să comunicăm între noi și a fost mai distractiv. Cu bună dispoziție, până la capăt, am terminat. Am strâns 12 saci plini cu deșeuri. Și vă pot spune un singur lucru. Asta e doar o mică parte din tot pârâul. Nu v-aș putea spune că satul este murdar, dar anume partea, zona aia, este cu probleme. Și pot să vă spun că cu bună dispoziție, nimeni nu a anulat și fotografiile, pozele de grup. Nu știu cum în alte localități, dar la noi în sat și apeleu tot ajută foarte mult pentru a menține curățenia. Pot să vă spun că am văzut, eu ca un martor ocular, am observat că în pârâu a fost revărsat o mașină cu deșeuri. După care, cei de la Ecomereni au observat chestia dată și au anunțat autoritățile. Au venit cu un buldozer, au scos tot de acolo și i-au pus să se strângă pe cei care erau vinovați. Și aș putea spune că un mediu curat și un sat frumos poate să vă ofere o localitate frumoasă, face și oamenii mai fericiți. Mulțumesc mult! Dorian. Am început activ să comunic despre tot ce se întâmplă în mediul înconjurător la noi în sat. Iar în final am fost ales pentru a fi ambasador media pentru obiective globale. Respectul față de sine este respectul față de mediu. De aici reiese că respectând pe sine, respectând mediul, vom avea și o localitate mai prosperă. Și oamenii vor fi mai fericiți. Am început activ să comunic despre tot ce se întâmplă în mediul înconjurător la noi în sat. Iar în final am fost ales pentru a fi ambasador media pentru obiective globale. Respectul față de sine este respectul față de mediu. De aici reiese că respectând pe sine, respectând mediul, vom avea și o localitate mai prosperă. Și oamenii vor fi mai fericiți. Mulțumim pentru tot ceea ce faci.
și pentru că ești un model, cu siguranță în comunitatea în care activezi, ești un model pentru tinerii din jurul tău, pentru cei, pentru copii și pentru adulți. De ce nu? Deja ești un partener pentru adulții activ din comunitatea ta. Îți mulțumim, îți dorim succes și să fii inspirat să faci lucruri mari și pe viitor. Îți mulțumim frumos! Dragi oaspeți, probabil ați observat deja decorul acestei săli. Avem agățate aici câteva fotografii realizate în campania națională Tinerii din Moldova pentru obiective globale, organizată cu scopul de a implica tinerii în evaluarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă realizarea acțiunilor ce ar îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, ar reduce nivelul de sărăcie, ar îmbunătăți educația, ar promova inovațiile, ar proteja planeta, ar promova stilul sănătos de viață, ar încuraja inovațiile, etc. Totodată vă anunțăm că această expoziție va putea fi accesată, va putea fi vizitată în perioada 14 august-15 septembrie 2021 în Parcul Alunelul din municipiul Chișinău. Așadar, vă așteptăm acolo pentru a vedea mai din aproape aceste mostre cât de activi sunt tinerii din Republica Moldova, nu doar din Chișinău, dar din Republica Moldova. În continuare, avem mai multe informații pe care le putem viziona într-un spot. Vă rog să fiți atenți la ecran. Noi iubim. Noi inspirăm. Noi creștem. Noi explorăm. Noi încercăm. Noi convingem. Noi ne implicăm. Noi schimbăm. Până apare acest spot. Salut, sunt Adriana Negru, am 19 ani și sunt de mai bine de 3 ani voluntară la Centrul de Tineri Torhei. Am rămas aici pentru că, cu adevărat, mi-am găsit locul meu sub soare, mi-am găsit și mi-am format comunități de tineri cu preferințe asemănătoare, de la care învăț zi de zi și cu certitudine mi-am dat seama și am conștientizat că, de fapt, tinerii cu care lucrez, cu care interacționez, sunt supereroii mei, că țara noastră are cu adevărat și prezent și viitor. Este vorba de următorul nostru speaker, este vorba de Adriana Negru, coordonatoarea voluntarilor de la Centrul de Tineret Orhei. Și vă invit să o ascultați pe Adriana, care cred că are să ne spună mai multe ce se întâmplă în Orhei. Adriana? Salut! Ce? Nu știu. Da, e bine. Salut, sunt Adriana, am 19 ani și vin dintr-un sat micuț din raionul Orhei. Mama și-ar fi dorit ca eu să fac medicină. Tata și-ar fi dorit ca eu să fiu și să devin o profesoară. Iar eu, cu acum 3 ani, m-am văzut undeva la un colegiu învățând să croiesc haine. Și cu adevărat, visele se materializează. Eu am reușit să contribui și să croiesc la o haină. La haina cu numele de tineret. Acum 3 ani și ceva în urmă, am pășit pentru prima dată pragul Centrului de Tineret Torhei. Și în tot acest timp am înțeles că asta a fost cea mai bună și cea mai frumoasă șansă pe care mi-a oferit-o viața vreodată. Iar această șansă a început cu investește în tineri. Eu am investit în mine, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără ei, fără cei de acasă, fără tinerii de la Centrul de Tineret Orhei. Și acest lucru cu siguranță nu ar fi fost posibil fără voi. Iar împreună sunteți tinerii supereroii mei. Alături de ei și alături de voi mi-am găsit locușorul meu sub soare. Alături de ei și alături de voi m-am găsit printre oameni. M-am găsit printre oamenii acestei societăți și nu lângă această societate. Alături de voi și alături de ei am devenit mai curioasă. Am dat întrebări acolo unde nu am știut. Am încercat acolo unde nu am putut. Alături de voi mi-a păsat și mie. Alături de voi am tins să fiu mai bună. Pentru că ei, cei de acasă, și pentru că voi sunteți cu adevărat supereroii mei. Investește în tineri, la un moment dat mi-a spus că cel mai potrivit moment pentru a face ceva este tot timpul acum. Acum
Uneori, de mai multe ori, nu mă ducea la școală, la liceu, ca să fac carte. Acum, uneori, de cele mai multe ori, mă ducea pe la diferite traininguri, instruiri, cursuri, școli de vară, de toamnă, de iarnă și tot așa mai departe, cu diferite tematici. Acest acum, uneori, de cele mai multe ori, m-a făcut să mă simt utilă pentru ei, scuze, și pentru voi. Utilă și pentru mine. Iar asta este datorită acelor ei și asta este datorită vouă. Pentru că eu am înțeles, Revoluția franceză, hidrocarburile saturate și nesaturate, că inducția magnetică nu este despre mine. Despre mine este educația non-formală și pentru mine este educația non-formală. Unicul moment așa de dezamăgire pe care l-am simțit eu a fost momentul când am mers să aplic la o facultate, aici, acasă, în Moldova. Și mi-am luat o torbă eco în care am pus carnetul de voluntar, am pus certificat cu titlul de ambasadoare media pentru obiective globale, diferite certificate care confirmă că am absolvit programe, școli de vară, iarăși de toamnă, de iarnă și tot așa mai departe. Și cumva bizar era faptul și ciudat pentru mine că erau anul pe specialitatea în care vroiam eu să merg și să continui să-mi fac studiile, doar că sistemul nostru educațional mi-a spus că Adriana, elevii buni sunt elevii cu note de 9 și de 10. Într-un final, nu mi-a reușit ca să intru la buget la facultatea unde vroiam să merg. Dar am mers la contract, pentru că eu pot, pentru că eu sunt bună, pentru că eu sunt puternică. Pentru că a cădea nu este un eșec, a nu te ridica este un eșec. Iar acest lucru m-au învățat ei și acest lucru m-ați învățat voi, super eroii mei. Îmi doresc să rămân cât mai mult alături de ei, alături de voi, alături de sectorul de tineret. Însă, oriunde nu aș pleca, oriunde nu aș ajunge, eu voi încerca, eu voi bate la uși, eu nu voi ceda și mă voi reîntoarce acasă, la ei, la voi, acasă, la noi. Vă spun încă o dată mulțumesc tinerii supereroii mei și necondiționat vouă, celora care zi de zi munciți pentru ca vocea tinerilor să fie auzită și care necondiționat credeți în potențialul nostru și care credeți și susțineți, crește un tânăr, dezvoltă o țară. Mulțumim frumos! Îți mulțumim frumos, Adriana, într-adevăr ai avut un speech foarte inspirațional și ne-ai motivat și pe noi să fim cumva mai atenți la potențialul tinerilor. Într-adevăr, tinerii din Republica Moldova sunt creative, au o forță de mobilizare enormă, nu odată au demonstrat cât de angajați civic sunt ei și cât de multe lucruri pot să le facă. Istoria Adrianei reflectă un parcurs dinamic al tinerii care de la participant al activităților organizate de către centru din localitatea sa a devenit voluntară activă, autoarea diferitor inițiative comunitare și astăzi motivează prin exemplul ei, prin carisma ei, prin energia și entuziasmul ei, în calitate de coordonatoare a voluntarilor de la Centrul de Tineret Orhei, alți semeni tineri care la fel își doresc o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber. Deci se poate sănătos, frumos, să-ți petreci timpul liber. Cu spor pentru țară! Noi iubim! Noi inspirăm! Noi creștem! Noi explorăm! Noi încercăm! Noi convingem! Noi ne implicăm! Noi schimbăm! Noi decidem! Noi conectăm! Noi te așteptăm! Vino la centru de tineret din localitatea ta! Tinerii se implică, comunitatea se dezvoltă! Reiterăm că rețeaua centrelor de tineret din Republica Moldova este dezvoltată în comun de Ministerul Educației, Cercetării, Biroul de Cooperare al Elveției și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Mai multe detalii despre cum puteți și voi să contribuiți la apariția unui centru de tineret în localitatea voastră aflați pe site-ul Ministerului, compartimentul Tineret. Succes vă doresc! Astăzi, 12 august, suntem aici pentru a celebra tinerii și o facem. O facem ascultând tineri care prin vocea și realizările lor promovează puterea exemplului pentru alții.
Vă invit să-l cunoaștem pe următorul tânăr care la ai săi 18 ani este lider în comunitatea lui și mobilizează localnicii să fie activi, implicați, mai ales pe cei tineri. Dan Balan. Mă numesc Balan Daniel și vă zic bine ați venit la Centrul de Tineret Ștefănești. Crearea centrului a fost așa ceva foarte rapid. Ne-a luat nu mai mult de 2 săptămâni ca împreună cu o colegă să amenajăm corespunzător încăperea din ceea ce am avut la îndemână. Cred eu că am pus un accent foarte mare pe aceasta ca să nu fim doar voluntari sau doar tineri, ci o familie unită, o familie care împreună creează ceva frumos în comunitate. Eu sunt de acord să fiu schimbarea la mine în comunitate. Vă spun și eu, bună ziua, dragă audiență, dragi spectatori din live. Cum am menționat, sunt Dan Balan din Ștefănești și sunt foarte bucuros să fiu astăzi prezent cu dumneavoastră, prezent cu colegii mei care împreună facem o schimbare în țara și comunitatea din care locuim. Deci, Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual pe 12 august. Această zi reprezintă o ocazie de a susține tinerii pentru promovarea drepturilor și libertățile omului și a tinerilor. Se pune accent pe faptul că tinerii reprezintă o forță importantă, o forță motrice și deloc neglijabilă în condițiile în care lumea se schimbă cu viteză uimitoare. Deci, cum s-a menționat, sunt lucrător de tineret și ajut alți tineri să se afirme în comunitate, deoarece sectorul de tineret este o ramură foarte importantă, o ramură care m-a schimbat pe mine și care a schimbat comunitatea din care fac parte. Trebuie să oferim foarte mult atenție acestei ramure, deoarece este nevoie de un spațiu pentru a ne dezvolta, este nevoie de un spațiu pentru tineri ca să se dezvolte. Ne dezvoltăm comunitar, personal și aducem un folos național și de care ne bucurăm toți. Așa, de fapt, din voluntariat nu obții doar plăcere a unui lucru realizat. Obții un confort, crești personal, crești în ceea ce tu faci și te simți util în comunitatea din care vii. Toate acestea duc la dezvoltarea personală și afirmarea ta în comunitate, unde noi luptăm pentru o viață mai prosperă, unde drepturile tuturor tinerilor sunt respectate. Deci tinerii participă, comunitatea se dezvoltă. Ca exemplu, poate fi chiar comunitatea de unde vin, satul Ștefănești, Raionul Florești, acolo unde acum 4 ani a apărut sau s-a născut ideea de centru de tineret, acolo unde 7 voluntari, plini de aspirații și idei, au încercat și pe zi ce trecea, ideile acestea devineau realitate. Am început foarte simplu, de la cele mai simple activități de salubrizare. Au fost acțiuni pentru persoanele în vârstă. Au fost acele serii de film în care le făceam într-o sală absolut necompatibilă pentru ceea ce noi făceam acolo, însă ne simțeam confortabil deoarece eram în sânul nostru, în sânul comunității și a tinerilor. Așa, un grup micus, dar era foarte confortabil. Acum am ajuns la scara aceea de sus, în care avem amenajat un centru de tineret, un centru prietenos pentru tineri, un birou pentru Consiliul Local de Tineri, unde lucrăm și unde încercăm să facem o schimbare pentru comunitatea noastră. La fel, suntem deja și în elaborarea încă unui spațiu prietenos pentru tineri outside, în afara centrului de tineret, pe timpul de vară, de ce nu să fim în aer liber, deoarece este verde, este frumos și la noi în localitate, la noi în țară, lucrurile frumoase trebuie să apreciate. De fapt, este foarte distractiv să te ocupi cu așa ceva, ai noi abilități, noi experiențe, cunoscuți, dar și vise îndeplinite. De ce spun asta? Chiar la începutul activității, când am început acolo cu tinerii la centru, aveam în plan o idee foarte simplă. Doream un spațiu pentru dans, pentru tineri, pentru mine, pentru noi. Doream o oglindă mare care să
vin așa ca un suport în ceea ce noi vom face. Au fost persoane, au fost momente în care gânduri spuneau nu vei reuși, au fost tineri care spuneam nu este posibil, este prea scump. Însă totul a devenit realitate. Această oglindă a ajuns pe peretele centrului nostru de tineret. Această oglindă acum ajută tinerii din localitate să învețe aceste dansuri și să le prezinte comunității prin diferite flash mob-uri sau concursuri. La fel, am mai lansat pe lângă clubul de dans, am mai lansat alte patru, muzică, pictură, poezie și handmade. Aceste cluburi au oferit tinerilor șansa de a se manifesta și de a face cunoștință cu abilitățile pe care le au chiar ei. De multe ori când facem ceva nou, la început avem gândul că nu vom reuși, nu vom putea, nu am făcut niciodată, o să eșuez. De fapt, tinerii mi-au spus, chiar nu m-am așteptat, chiar nu credeam că pot, însă au putut și acest lucru m-a bucurat. M-am bucurat deoarece am putut aduce un aport pentru tinerii din localitatea mea. Au existat multe urcușuri, au existat multe căderi, dar nu trebuie să ne dăm bătuți, ci trebuie să mergem înainte, deoarece suntem tineri. La fel, aici tinerii se pregătesc să devină adulți responsabili și activiști civici. Centrul de tineret nu oferă doar distracții sau recreere. Oferă o experiență de lucru cu autoritățile locale, organizații și instituții donatoare, cărora le mulțumim. Eu am parte de o experiență foarte frumoasă de lucru cu cei de la APL. Mereu când povestesc colegilor că, uite, eu lucrez cu APL-ul, mereu spune, cum așa, adică noi ne ducem acolo și cumva să plecăm, dar tu lucrezi cot la cot în fiecare zi și într-adevăr este ceva plăcut și uimitor. De cele mai multe ori se întâmplă simplu. Mă duc, ne ducem, vorbim, aducem argumente și prezentăm beneficiile aduse localității noastre. Și de cele mai multe ori ni se oferă acest sprijin. Ni se oferă acest sprijin din motivul că sunt niște idei frumoase. Eu și doamna primarul Ludmila Zdrăguș din Comuna Ștefănești, care vreau să-i mulțumesc și astăzi, aici lucrăm în comun acord. Doar închipuiți-vă câte pot fi realizate când există un parteneriat dintre o primărie și o echipă de tineri. Dornici să aibă o comunitate prosperă. Cum menționează doamna primar mereu, lucrul la birou în primărie este puțin plictisitor. Când ajunge cu noi, se umple de energie și spune într-una, eu vreau să lucrăm împreună la proiecte, deoarece aceasta îi creează plăcere dumneiei, nouă, și un folos pentru comunitatea din care facem parte. Deci nu ezitați să fiți și voi acei tineri care se implică și care aduc o schimbare. Mulțumesc! Îți mulțumim, Dan! E foarte frumos în centrul din Ștefănești. Felicitări pentru că ați reușit să formați o echipă activă, o echipă pasionată de ceea ce face, să aranjați acest spațiu senin atrăgător pentru voi, dar și pentru vizitatori. Și în continuare să aveți parte de inspirație și tot așa să o țineți foarte frumos și ambițios înainte, colaborând, cooperând și inspirând și pe alții să facă la fel de multe lucruri frumoase. Continuăm cu un subiect extrem de actual pentru noi toți, și anume modul sănătos de viață. Cu toții, cred că, dacă nu zilnic, cel puțin săptămânal, ne întrebăm dacă avem un mod sănătos de viață, dacă ceea ce facem, ceea ce consumăm, modul în care interacționăm cu spațiul în care trăim, sport, activitate fizică, activitate mentală, intelectuală, deciziile pe care le luăm atunci când vine vorba de modul nostru sănătos de viață. Și anume, astăzi vreau să ascultăm un speech al unui om care este interesat în mod deosebit de acest aspect, de modul sănătos de viață. Mă numesc Chițeanu Gabriela, am 18 ani. Sunt voluntară din proiectul rețelei educatorilor de la egal la egal. Fac aceasta pentru că doresc să schimb viitorul. Prin dorința de a schimba viitorul, încep de la mine și îi ajut pe alții cumva să
găsească drumul cel potrivit pentru ei. Mobilizez tinerii să-și păstreze sănătatea, pentru că asta este cel mai important ce avem noi în viață, de la ea începe absolut totul. Dacă este sănătate, restul se obține. Gabriela Schițanu. Gabriela Schițanu, Ocnița. Bună, Gabriela! De la început, vă mulțumesc pentru invitație și vreau să salut fiecare persoană din această sală, pentru că ați contribuit foarte mult. Aș vrea să vă întreb, cine din voi a fost vreodată la mare? Ridicați mâinile! Vă mulțumesc! Marea este formată din picături care la prima privire nu valorează nimic. Dar dacă picăturile se vor schimba, oare marea va rămâne aceeași? Cu astfel de cuvinte am început activitatea mea de voluntariat la 14 ani, când mi-am promis să nu uit ce înseamnă să fii adolescent și ca în viitor să pot empatiza la maxim adolescenților. Când am conștientizat că am nevoie de cineva care să mă informeze în limbajul meu ceea ce mă așteaptă și cum să iau o decizie ca apoi să nu-mi pară rău. Adolescența este o perioadă destul de grea și stranie. Când deja te-ai învățat să mergi, să vorbești, dar încă nu ai cunoscut viața prin prisma maturului. Când este foarte greu să-ți menții echilibru emoțional, unde ești destul sensibil la factorii externi și unde ai de făcut cunoștință cu tine însuți. Sunt educatoare de la Egal la Egal, din instituții profesional-tehnice și astăzi reprezint 12 instituții, școli profesionale, colegii, centre de excelență. Suntem 70 de tineri în permanentă instruire și ne ocupăm de fapt cu aceea de ce cred că aveam nevoie eu și alți adolescenți. Promovăm deprinderile sănătoase de viață pentru a preveni situații de risc care împiedică dezvoltarea atât personală cât și profesională. Comportamentele de risc creează cazuri în care noi nu suntem egali în oportunitățile noastre, deoarece semnele de boală afectează performanța profesională, sarcinile nedorite creează abandonul școlar, dar bullying-ul creează neîncrederea în sine. Și în astfel de situații am fost și eu. Combinația adolescenței cu astfel de cazuri de risc creează momentele când nu poți gândi rațional și nu poți găsi sursa veridică. Dar eu îmi doresc ca fiecare tânăr și tânără să aibă șanse egale la viața pe care și-o dorește. Împreună cu colegii mei ajutăm tinerii prin informare, îi referim la servicii și instituții de suport. Vorbind despre mobilizarea tinerilor să-și păstreze sănătatea, vorbesc nu doar despre cea fiziologică, vorbesc și despre cea sexual-reproductivă, mentală și despre cea psihologică. Vorbim despre sănătatea mentală, adolescență, bullying, anxietate și mai multe. Dar prin activitatea noastră vorbim și lucruri despre care, din păcate, în societatea noastră este rușine să vorbești, deoarece tematica educației sexual-reproductive totuși este o temă tabu la noi în societate. Să fim sinceri, adevărul este că la 15-16 ani tinerii încep viața sexuală. Și când te maturizezi, ți se spune nu fă sex în loc de protejează-te. Dar la lecțiile de biologie, elevii râd. Cred că fiecare din voi au avut astfel de cazuri. Dar apoi eu am cunoscut cazuri reale, unde o fată, după clasa 9, nu și-a continuat studiile pentru că a născut,
unde prietena mea s-a speriat când a avut prima menstruație, unde băieții se intimidează din cauza poluțiilor nocturne și unde mulți cred că la primul act sexual o fată virgină sângeră. Dar statisticile demonstrează că tinerii informați în domeniul educației sexuale încep viața sexuală cu mult mai târziu și mai responsabil față de cei care sunt dezinformați. Vorbesc aici nu doar ca o elevă, nu doar ca o educatoare de la egal la egal, dar și ca o adolescentă, o simplă tânără, pentru că îmi pasă, pentru că vreau să schimb ceva începând de la mine, pentru că mă simt fericită când cineva se apropie de mine și îmi spune: hei, tu m-ai ajutat, m-ai îndrumat într-o direcție potrivită. Mă simt fericită când într-un cuplu partenerii conștientizează consecințele și se protejează. Simt contribuția mea la faptul când se respectă limitele personale și nu înseamnă nu. Când sănătatea fizică se valorifică la același nivel cu sănătatea mentală. Când tinerii conștientizează că schimbarea vine de la ei. Că informat înseamnă protejat. Și că fericirea este o alegere. Astfel, picăturile din această mare se schimbă. Și marea deja nu mai este aceeași. Vă mulțumesc! Gabriela, îți mulțumim frumos. A fost un speech extrem de emoționant și profund. Îți mulțumim. Gabriela și colegii ei sunt parte a rețelei create în 12 colegii și școli profesionale din țară în cadrul proiectului de educație pentru viață, desfășurat de UNFPA Moldova cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Dacă vom avea astfel de educatori, treneri în comunități, cu siguranță că viața tinerilor va deveni mult mai bună. Cred că sunteți de acord. În ultima perioadă, cu toții am observat o mobilizare fără precedent a tinerilor din întreaga lume, dar și la nivel local, care a demonstrat încă o dată forța catalizatoare pe care o posedă de fapt tinerii. Pandemia a făcut apel la responsabilitatea masivă a populației, inclusiv a tinerilor. Astfel, participarea și implicarea activă a tinerilor s-a transformat mult în ultimii ani. Dacă nu s-ar fi implicat tinerii atât de mult, poate lumea nu ar fi ieșit atât de repede la nivel emoțional, moral, din această pandemie. Tinerii totuși sunt o forță motrice, ei știu că lucrurile bune se întâmplă în viitor, au acest optimism în sânge. Astfel, participarea și implicarea civică a tinerilor s-a transformat, cum spuneam, în ultimul an, în primul rând din perspectiva digitalizării, dar și prin integrarea dimensiunii de conexiune intergenerațională, ca și o modalitate alternativă de a sprijini comunitatea locală în depășirea perioadei pandemice de COVID-19, atunci când doar tehnic, la nivel virtual, ne puteam întâlni, generațiile între ei se puteau întâlni, membrii familiei, prietenii se puteau întâlni, bunicii cu nepoții, părinții cu copiii, în cazul în care părinții erau plecați dincolo de hotare. În continuare, vă invit să o cunoaștem pe Felicia din satul Cineșeuți, Rezina. Mă numesc Felicia Farasca. Avem mulți vârstnici, copiii cărora sunt plecați peste hotare. Pentru că multe persoane nu pot folosi gadgeturile, am decis să le ajut. Le-am explicat cum să transmită mesaje. Am văzut lacrimi de bucurie la cei care au reușit pentru prima dată să facă un apel video. Îmi place să mă implic și să ajut pe cei din jur. Așa voi face mereu. Felicia. Bunii voștri, vă dau like la postări. Numele meu este Felicia Parasca, am 16 ani și sunt persoana căreia îi place cel mai mult să vadă oamenii zâmbind. Poate de aceea am ales calea voluntariatului. Acum un an, când am început să ajut vârstnicii din satul meu să folosească lumea tehnologiilor informaționale.
Am început timidă, nesigură și puțin sfioasă, iar acum mândră de ce tot am reușit să fac. Voluntariatul mi-a oferit ocazia să cunosc oameni noi, o multitudine de lucruri și experiențe utile. Trebuie să vă spun că mi-am ocupat timpul liber cu ceva frumos, ajutându-i pe vârstnicii din localitate să învețe telefonul mobil și să navigheze pe internet. Am văzut lacrimi de bucurie și zâmbete sincere când au reușit pentru prima dată să facă un apel video cu nepoței și copiii. Le-am văzut întinerind alături de noi, tinerii voluntari și foarte deschiși să vadă cum să folosească telefonul performant. Mai devreme vă întrebasem dacă bunii voștri vă dau like la postări. Să știți că momentul în care m-am simțit împlinită a fost când atunci am primit o notificare și, din curiozitate, am deschis să verific. Am fost plăcut surprinsă să văd că bunicuța din localitate pe care o ajutam să se înscrie pe rețelele de socializare mi-a dat like la postare. Atunci am înțeles că am contribuit la crearea unui punct de comunicare între generații. Spre final, vreau să vă spun cu toată încrederea că voluntariatul merită să fie practicat, deoarece sădește în suflet valori bune de purtat. Mulțumim mult! Mulțumim, Felicia! Cu siguranță că oamenii de vârsta a treia au mare noroc de tine în comunitate și de tineri de al de tine care ajută și fac această legătură între generații, cumva îi întineresc prin acțiunile lor, sunt cumva conectați ei la lumea tehnologiei. Îți mulțumim mult! Integrarea dimensiunii intergeneraționale ca și o nouă tendință, formă a voluntariatului în Moldova, oferă vârstnicilor oportunitatea de a fi mai activi, de a comunica cu generația tânără și de a valorifica experiența, cunoștințele și timpul în care ei depun într-un mod util efort. Proiectul privind dialogul intergenerațional este finanțat de UNFPA Moldova, Fundația Molțel și Biroul de Cooperare al Elveției și desfășurat de HelpAge International Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ale Republicii Moldova în 15 localități rurale. Deci lucrurile bune se întâmplă peste tot în Republica Moldova. Toate istoriile prezentate astăzi au demonstrat într-adevăr cât de polivalenți pot fi tinerii și acțiunile lor atunci când fac voluntariat, participă la acțiuni comunitare, promovează modul sănătos de viață sau combat stereotipurile de gen. Într-adevăr, la acest aspect, stereotipurile de gen, cred că ne vom reține ceva mai mult și anume în acest ultim subiect vă invităm să-l cunoașteți pe Ionuț și experiența lui. Ionuț din Strășeni, care a ales să fie membru la Clubul Taților din Strășeni. Exact, Ionuț. Mă numesc Ionuț Chintea, am 17 ani și sunt membru la Clubul Taților din Strășeni. Am auzit deseori rudele mele discutând faptul că bărbatul trebuie să aducă bani în casă, iar femeile trebuie să educe copiii. Acest stereotip fac ca mulți tați să nu se implice în educarea copiilor lor. Bună ziua tuturor, invitaților, tuturor din această cameră, inclusiv tinerilor. Eu mă numesc Ionuț Chintea, am 17 ani, dar deja știu ce fel de tată voi fi. Voi fi bun cu copiii mei, le voi spune că îi iubesc, le voi ajuta la temele pentru acasă și voi merge cu ei la doctor. Eu vreau să fiu un tată cool. Voi încuraja fetele mele să poarte hainele în albastru și să fie pasionate de motoare și mașini, iar băieților le vor spune că treburile casnice sunt și pentru bărbați, că profesiile nu au gen și că se poate și altfel, fără stereotipuri. În clasele primare eram unul dintre cei mai ascunzi băiați din clasă,
Așa că fetele de la mine din clasă erau mult mai înalte ca mine și mă puteau dobori ușor. Atunci eu am înțeles că este stereotipic să spui că bărbații sunt mai puternici ca femeile și că nu genul persoanei depinde de curajul sau puterea acesteia. În copilărie, eu îmi plăcea să fac brățări sau să experimentez culori făcând machiaje pentru surorile mele, însă totuși îmi plăcea mai mult să mă joc cu o mașină cu telecomandă. Surorile mele, deși aveau și ele păpuși, brățări și alte lucruri, le plăcea mai tare să se joace cu mașini sau cu arme de jucărie. Când eram mai mic, am plecat cu tatăl meu la un atelier mecanic pentru a repara mașina. Acolo pe noi ne-a întâmpinat o doamnă care ea ne-a reparat mașina. Pe mine m-a uimit foarte mult acest lucru, deoarece mi se părea că să repari mașina este o treabă bărbătească, însă mi-a dovedit că este posibil pentru oricine. Atunci am înțeles că profesiile nu au gen. Pe de altă parte, tata la mine acasă face treburi care sunt considerate a fi femeiești. Tata face de mâncare, tata spală vasele, tata spală rufele, tata înșiră rufele, însă și mama spală rufele, face de mâncare și curățenie. Am auzit deseori rudele mele discutând faptul că treaba bărbatului este să aducă bani în casă, iar a femeii să aibă grijă de copii. Este un stereotip care determină că mulți tați să nu se implice în viața copiilor săi. Cifrele spun că foarte puțin tați din Republica Moldova se implică în viața copiilor săi, neștiind ce impact major aduce un tată implicat în viața copilului său. Anume pentru asta eu am decis că voi fi un tată implicat care va ajuta copiii mereu. Pentru că rolul tatălui este la fel ca mamei, să educe copiii și să le fie alături în orice situație. Eu de mai bine de 9 luni învăț la clubul băieților viitorilor tați din Strășeni. Noi acolo învățăm despre ce înseamnă paternitatea responsabilă, egalitatea de gen și cum putem combate stereotipurile legate de gen. Băieții sunt foarte curioși și avem multe întrebări mereu. Câteodată chiar învățăm ceva nou. La una dintre ședințele noastre, unul dintre colegii noștri a mărturisit faptul că el și mama sa locuiesc singur din cauza că tatăl lor este violent. Pe noi ne-a uimit foarte mult acest fapt, deoarece chiar dacă știm că există foarte multe cazuri de genul, nu toți au curajul să mărturisească aceste lucruri, luându-se după stereotipul, nu scoatem gunoiul după ușa casei. Este nevoie să treacă vreo 20 de ani ca să putem trăi într-o lume fără stereotipuri, însă noi trebuie să începem prin a educa tinerii și tinerile din ziua de azi în spiritul egalității de gen. Eu cred că forța tinerilor și inspirația lor este foarte necesară în combaterea stereotipurilor de gen. Eu știu că noi nu putem schimba cum gândesc bunicii sau părinții noștri, însă noi putem să ne informăm și să ne autoeducăm ca să devenim părinții pe care ni i-am fi dorit. Putem informa și alți tineri pentru a ieși din boxa stereotipurilor, la fel cum am făcut și noi, și astfel noi vom face un lanț al schimbării în toată lumea. Fiecare din noi va merge de seara acasă și va lua cina cu familia sa. Probabil în multe dintre familiile noastre, tatăl se va ridica de la masă și va pleca și va lăsa ca mama să strângă masa și să spele vesela. Însă mie mi se pare că acesta nu este un lucru care este foarte corect. Cum ar fi să spunem că să speli vasele este bărbătesc? Nu trebuie să facem lucruri femei, însă noi trebuie să ne implicăm. Deoarece ambii părinți au dreptul la a educa copilul și avea grijă de el și fiecare dintre rolul mamă-l și-al tată este foarte necesar în educația copilului. Dar până a schimba o întreagă generație, o întreagă țară, o întreagă lume, eu mai întâi am decis să mă schimb pe mine. Pentru mine, a fi un tată cu drepturi depline înseamnă a mă implica în educarea și creșterea copilului meu, iar a fi un om cu drepturi depline, la fel ca și o fată, este a mă dezvolta în orice domeniu, fără a ține cont de gen. Și asta voi face. Mulțumesc mult! Îți mulțumim, Ionuț, îți mulțumim pentru faptul că dai dovadă de curaj
Și astfel îi ambiționezi și pe alți tineri să-ți urmeze exemplu, pe alți băieți de vârsta ta, și nu contează care va fi efectul acum, de moment, efectul scontat e cel de durată, astfel încât să creștem generații de tați care se implică, care participă activ la viața copiilor și viața familiei. Îți mulțumim foarte mult! Clubul Taților este un proiect lansat în Raianele, Fălești și Strășeni la finele anului 2020, în cadrul programului regional Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNFPA și UNWOMEN. Stimați oaspeți, dragi tineri, avem și o surpriză frumoasă pentru voi, un mesaj de felicitare venit de la lăutarul Pașa Parfeni. Atenție la ecran! Salutare, dragi tineri! Astăzi e ziua când vă sărbătorim. Evenimentul de azi celebrăm tinerii ambasadorii schimbării, vine să prezinte oamenilor, publicului larg, acele exemple de succes ale tinerilor din întreaga țară, care se implică la nivel local în diverse domenii și prin acțiunile cărora se produc schimbări spre bine în comunitate. Chiar dacă nu pot fi prezent fizic la eveniment, vă transmit toată admirația mea pentru reușitele pe care le-ați atins și cu certitudine afirm că anume noi, prin exemplu propriu de fapte și atitudine civică, putem face diferență. M-am bucurat enorm că în această perioadă pandemică destul de complicată, noi, tinerii, la fel am demonstrat că suntem implicați și suntem activi. Iar alături de rețeaua centrelor de tineret în cadrul proiectului De la Vot, am reușit să promovăm participare civică în rândul tinerilor. De fapt, în Republica Moldova, aproape fiecare a treia persoană este tânără. Este importantă valorificarea potențialului deplin al acestora și investiția în dezvoltarea și implicarea tinerilor, ce poate aduce schimbări majore și poate contribui la bunăstare întregii societăți. Aveți încredere în voi, pentru că eu am. Pașa a reușit în această vară să informeze și să mobilizeze prin campania Dă-i la vot, promovând spiritul civic, în special în rândul tinerilor, exercitarea drepturilor cetățenești, încurajându-i să participe la alegerile parlamentare și să voteze informat. Din luna iulie curent, campania de informare a fost susținută local de tineri voluntari din rețeaua centrelor de tineret, cu scopul de consolidare a democrației în Republica Moldova prin alegeri inclusive și transparente. Ediția 2021 a Zilei Internaționale a Tineretului a celebrat tinerii și celebrează, de fapt, continuăm să o facem tinerii. I-am văzut, am discutat cu ei, am înțeles la ce proiecte muncesc și cum sunt catalizatori și surse de inspirație pentru mulți dintre semenii lor, dar și parteneri de încredere. Ați văzut, au vorbit, vorbesc cu autoritățile, muncesc cot la cot cu primarii, sunt aliați ai adulților în asigurarea bunăstării societății. Un exemplu foarte interesant de mobilizare a resurselor și parteneri dintre tineri și adulți, în special cei plecați peste hotare, dar la care țin la comunitatea de unde provin și își doresc să o ajute, să investească în ea. Sunt grupele de juniori a asociațiilor de băștinași. Și, cum spuneam, noi astăzi celebrăm tinerii ambasadori ai schimbării, iar în sală am invitat-o și pe Maria Madalina Jalobă, membră a Asociației de Băștinași, grup junior din satul Selemet, Raionul Cimișlia, parte a proiectului Migrație și Dezvoltare Locală dezvoltat de PNUD Moldova. Maria Madalina, unde ești? Să te vedem! Bună ziua! Bună! Care e istoria ta, Maria Madalina? Deci, mai întâi am să mă prezint. Eu vin din satul Selemet, o localitate foarte frumoasă situată la sud-centrul Moldovei. Scrie și pe maiul meu Selemet, Bașina mea, pentru că este o localitate foarte frumoasă, cu tineri cu inițiativă, care participă la dezvoltarea satului. În vara anului 2019 am participat la o tabără de instruire în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, iar după ajuns acasă, misiunea mea era să-mi creez o echipă de tineri voluntari care are ca scopul de a participa la sensibilizarea comunității în crearea, implementarea diferitor evenimente și proiecte și totodată menținerea conexiunii cu băștinașii noștri plecați de peste hotare și cu seminii noștri. La început, pentru că totuși astăzi este ziua tineretului și vorbim despre noi tineri, voi, eu și cei noștri de acasă,
am zis că vreau să-mi fac o echipă care nu vor fi doar o echipă de tineri voluntari, dar și o familie. Un grup de prieteni care împreună participăm la dezvoltarea localității noastre și astăzi, la aproape 2 ani de activitate, activitatea de Bejuniori Selemet începând în toamna anului 2019, pot să spun foarte sigură că am reușit și am acasă, mă așteaptă, un grup de tineri uimitori. ADB Junior Selemet este abreviatura de la Asociația de Băștinaj Junior Selemet și acasă ne ocupăm de foarte multe lucruri, cum ar fi acte de caritate. Ajutăm persoanele de vârsta a treia prin gospodărie cu alimente produse. Mulți tineri sunt plecați de acasă, plecați peste hotare, mulți copii și-au lăsat părinții. Au nevoie de ajutor, noi, ca copiii satului, le oferim acest ajutor. Facem foarte multe activități de salubrizare și astăzi s-a spus că când văd un loc curat la mine în localitate, sunt fericit, dar când știu că am făcut eu acolo și am participat, sunt și mai fericit. Pot să spun aceeași chestie și despre noi, pentru că fericirea constă pentru voluntari în faptele bune și când vedem rezultatele noastre excepționale. Acte de caritate, activități de salubrizare, la moment suntem în perioada de implementare a încă unui proiect, în spatele nostru mai avem încă 3. Ne mai așteaptă un an de activitate frumoasă cu tinerii mei de acasă și știu că avem foarte multe activități. Duminică am avut ziua diasporei, în care băștinașii noștri au fost mulțumiți pentru faptul că chiar dacă au fost plecați de ani buni, au revenit acasă și continuă mereu să contribuie la dezvoltarea localității noastre. Având o gamă largă de activități în spatele nostru, pot spune că tinerii participă foarte mult în ziua de azi și datorită lor se dezvoltă localitățile și raioanele și, în general, țara foarte și foarte mult. Dacă să mă uit acum, cu 2 ani în urmă, când trebuia să-mi creez echipa mea, aveam o frică foarte mare în mine, pentru că aveam 14 ani, n-am crescut foarte mult, dar n-aveam experiența ca unui lider, doar fiind de un an doar președintele Consiliului Elevilor de la mine din școală, dar cumva înțeleg cât de mult am crescut ca fiind voluntar și în experiența mea și înțeleg că implicarea tinerilor ne ajută să ne dezvoltăm atât pe noi, ca personalitate, cât și comunitatea în care ne aflăm. De aceea, mereu trebuie să ne implicăm acum, astăzi și nu doar mâine. Mulțumesc și felicitări cu Ziua Tineretului! Maria Madalina Jaloba, membra Asociației de Băștinași, grup junior din satul Selemet, raionul Cimișlia, parte a proiectului Migrație și Dezvoltare Locală. Îți mulțumim mult! Avem diferiți tineri din diferite regiuni astăzi aici în sală. Mergem acum la un tânăr voluntar venit de la Șoldănești, care este președintele Consiliului Raional al Tinerilor din Șoldănești, este voluntar în proiectul Digitalizarea Persoanelor în Etate și coordonator în proiectul Tânăr Implicat Cetățean Responsabil, Victor Babcine. Bună, Victor! Vreau să ne... Da, până se conectează microfonul, vreau să ne povestești ce ai reușit să realizezi alături de semenii tăi în comunitatea în care ești tu, în care crești și în care te dezvolți o clipă, până se conectează microfonul. 2 clipe. Răs. Da, repet întrebarea, vreau să ne spui despre reușitele tale, ce ai reușit să realizezi în comunitate alături de semenii tăi. Salutare tuturor, mă numesc Victor, vin din Șoldănești și vreau să vă spun că am reușit foarte mult împreună cu tinerii pe care îi reprezint în Șoldănești. Sunt numit cumva un fel de ambasador al tinerilor și reușim împreună să facem foarte multe lucruri. În primul rând, am reușit să dezvoltăm proiectul Tânăr Informat Cetățean Responsabil, care este implementat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21 în raionul Șoldănești.
Acest proiect a fost finanțat din cadrul programului local de granturi ale Uniunii Europene. Eu am început să mă implic în acest proiect în luna martie anului 2021 și am făcut pentru că am simțit necesitatea de a o face o schimbare și de a afla de unele informații despre mediul din oraș, pentru că nu este un mediu chiar foarte curat în orașul Șoldănești. Și împreună cu mine am hotărât să implic și tinerii din Consiliul Raional, tinerilor din Șoldănești, pentru că de fiecare dată simt oportunitatea că trebuie să implic și colegii mei, că nu trebuie să mă implic doar eu, să-i scot și pe ei în evidență, nu doar pe mine. Și împreună cu ei despre acest proiect am aflat de la specialistul nostru de tineret, doamna Rodica Cazacu, totuși și coordonator al local al proiectului Tânăr Informat Cetățean Responsabil, împreună cu dumneavoastră și împreună cu încă câteva doamne de la Bălți, care sunt coordonatoarele proiectului Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21, am implementat mai multe activități în cadrul raionului nostru. Am făcut multe activități de informare și ghidare a tinerilor despre informații de acces, cum să putem afla, cum putem să aflăm despre niște documente din primărie care noi poate nu avem acces la ele. Cum să vedem câți copaci au fost plantați și câți s-au defrișat și multe detalii despre tot ce ține de mediu și cum putem să aflăm. Și totodată am reușit să facem și o campanie de informare pentru cetățeni ca să informăm să nu fie defrișați copacii, să păstreze planeta pentru că avem nevoie de ea, pentru că vrem să trăim într-un mediu mai sănătos. Și în curând așteptăm și noi cu nerăbdare să apară un spot video unde noi, tinerii, am fost în mai multe locuri. Am fost într-un loc, noi avem un loc unde se depozitează deșeurile și acolo este o mizerie totală. Și acolo am fost și am filmat câteva cadre, am filmat și în niște spații curate și am îndemnat oamenii ca să fie responsabili, să păstrăm împreună curățenia și să ne salvăm planeta împreună. Și ca un mesaj de final pentru tineri, un deșeu aruncat astăzi, un aer mai curat mâine. Frumos, Victor, îți mulțumim. Mi-a plăcut și sloganul tău, păstrați planeta, avem nevoie de ea, chiar așa este, îți mulțumim mult. Și pentru faptul că îndemn tinerii să-ți urmeze, activitățile, atitudinea, să fie mai responsabil. Vreau să mulțumim vorbitorilor din acest eveniment care s-au implicat, care au gândit speech-urile lor, care s-au documentat, dar nu doar pentru faptul că au ținut un discurs timp de 4-5 minute, dar pentru faptul că fac atâtea multe lucruri frumoase în viața de zi cu zi. Și astăzi doar am văzut un fel de vârf al icebergului, am văzut doar acea căpșunică de pe tort atunci când ei au venit astăzi în fața noastră și și-au prezentat visele, activitățile, responsabilitățile care cumva foarte adult și le asumă. Vă mulțumim noi vouă, noi vă spunem mulțumesc pentru că sunteți responsabili, pentru că îndemnați tinerii să nu se ocupe cu activități mai puțin plăcute, ci din contra, să fie responsabili, să-și asume un mod sănătos de viață, să fie conștienți. Da, să creștem tineri conștienți, să rupem stereotipuri, să fim activi, să ajutăm și generațiile mai în vârstă să se integreze într-o lume nouă, într-o nouă realitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți, țineți-o tot așa, voi sunteți puterea motrice a lumii și bineînțeles mulțumim și organizatorilor, cei care se ocupă nemijlocit și sunt de fapt sunt pământul fertil din care se hrănesc acești copii, activitățile centrelor de tineret și toate activitățile în care sunt ei implicați. Vă mulțumim frumos! Vă reamintim că înregistrarea video a evenimentului o găsiți pe canalul de YouTube al UNFPA Moldova și rețeaua centrelor de tineret din Moldova. Felicitări tuturor tinerilor prezenți în această sală, dar și tuturor tinerilor din lume și cei care până la urmă se simt tineri, pentru că e vorba de tinerețea din suflet. Cel puțin eu mă simt tânără. Felicitări mie atunci. Vă mulțumim și ne auzim numai de bine. Să facem lucruri frumoase împreună.